Rusia a atacat iar Ucraina cu drone ucrainene. 20 de asemenea aparate de zbor au fost doborâte de antiaeriană la Kiev, Odessa, Nikolaev, dar și în alte locuri. Unele dintre ele și-au lovit în țintele. Cel puțin o dronă a lovit un obiectiv de infrastructură din zona de sud a Ucrainei și a purit un incendiu. Potrivit armate ucrainene, rușii au bombardat în timpul nopții și insula șerpilor. Aceste atacuri au loc în paralel cu ofensiva rusească din est și din sud. Până acum, atacurilor Moscovei nu au avut succes, a transmis Institutul pentru Sudul Războiului. La Vuhledar, de exemplu, rușii au pierdut unități de elită și multe tancuri. În cel mai recent raport, armata ucraineană a raportat că au murit peste 1100 de ruși, adică un grup de luptă întreg. Saltare, bine am găsit la noul episod de sâmbătă, de pe 11 februarie, de seară în care analizăm cele mai importante informații ale zilei. Așa că haide să trecem la material să vedem ce s-a mai întâmplat în războiul ruso-ucrainian. Pe scurt, rușii au bombardat iar insula Șerpilor, iar consilierul prezidențial ucrainian spune nu există nicio șansă pentru negocieri cu Moscova. Haideți să vedem totul mai pe larg. Rusia a desfășurat vineri un atac masiv asupra unor instalații energetice extrem de importante din complexul militar-industrial al Ucrainei, a transmis sâmbătă Ministerul Apărării de la Moscova. În raportul său zilnic, Ministerul nu a precizat care sunt instalațiile energetice pe care susține că le-a lovit. Moscova ne-a mai spus că atacul a blocat transportul de arme și muniție din străinătate pe cale ferată către grupurile de luptă din Ucraina. Armata ucraineană a transmis vineri seară că forțele ruse au lansat peste 100 de rachete și au desfășurat 12 atacuri aeriene și 20 de bombardamente. l a precizat că a distrus 61 de rachetele de cu rusești, scria Press. Ministrul ucrainean al energiei, German Galschenko, a recrat că Rusia a lovit instalații electrice din șase regiuni cu rachete și drone, producând întreruperi de curent în mare parte din țară. Rusia a atacat în mod repetat infrastructura civilă departe în spatele liniilor frontului, lăsând milioane de ucrainieni fără electricitate, căldură sau apă timp de mai multe zile în plină iarnă. O echipă a Fondului Monetar Internațional se va întâlni cu oficial ucrainieni la Varșovia, Săptămâna viitoare a creat o sursă familiarizată cu acest plan, scrie The Guardian. Întâlnirea vine în contextul în care Ucraina solicită un împrumut de miliarde de dolari pentru a-și acoperi nevoile de finanțare pe fondul războiului cu Rusia. Potrivit Reuters, agenția de rating MODIS a retrogradat vineri ratingul suveran al Ucrainei la K, deoarece se așteaptă ca războiul cu Rusia să creeze provocări de lungă durată pentru țară. Potrivit MODIS, asta înseamnă că Ucraina va fi în situație de neplată a datoriilor. Amplificarea rivalității între merciarii Wagner și Ministerul Rus al Apărării reprezintă factorul cheie care a dus la încheierea campaniei. De recrutarea pușcăriașilor transmite Ministerul Apărării din Marea Britanie. În cea mai recentă actualizare a informațiilor legate de frontul din Ucraina, Ministerul Britanic al Apărării susține că un factor cheie în presupusa încetarea campaniei de recrutare a deținuților de către grupul de mergeare Wagner al lui Evgeni Prigojin ar fi probabil rivalitatea tot mai directă dintre Ministerul Rus al Apărării și Wagner. Fondatorul Wagner Evgeni Prigojin a declarat joi că gruparea pe care a fondat-o a oprit complet recrutarea deținuților pentru pentru răzbăl din Ucraina. Wagner a început să recruteze deținuți din închisori vara trecută, oferindu-le condamnaților grațierea dacă supraviețuiesc șase luni în Ucraina. Rușii au bombardat regiunea Herson de peste 60 de ori folosind artilerie, tunuri antiariene, mortiere și tancuri în ultima zi potrivit oficialor locali. Rusia a efectuat patru lovituri aeriene asupra insulei Șerpilor în timpul nopții trecute, transmite Kiev independent. Două avioane rusești Su-24 au bombardat insula Șerpilor, considerat -o un punct important din punct de vedere strategic în Marea Neagră potrivit armatei ucrainene. Consilierul prezidențial Mihail Podaliak spune că nu există nicio șansă pentru negocieri cu Moscova. El a transmis într-o postare pe Twitter că rușii spun că nu vor părăsi teritoriul ucrainene. Kremlinul nu-și vor recunoaște crimele. Este încă o dovadă că nu se poate vorbi de negocieri. Singura soluție este victoria Ucrainei, altfel războiul din Europa nu se va încheia, iar Rusia va domina în mod criminal lumea, a scris Podaliac. Rusia va reduce producția de petrol cu 500.000 de barili pe zi în martie, a declarat vineri viceprim-ministru Alexander Novak. După interdicțiile occidentale privind țițeiul și produsele petroliere implementate în ultimele luni, scăderea producției anunțată de Novak se ridică la aproximativ 5%, producția de țiței a Rusiei din ultima perioadă despre care Agenția Internațională pentru Energie a estimat că a scăzut în decembrie la 9,77 de milioane de barili pe zi. Novak a spus că reducerea producției va ajuta la prestabilirea relațiilor cu piața potrivit comentariilor publicate de agenția de știri de stat Taz, El a menționat că reducerea va fi calculată din nivelurile reale de producție, nu din cota rusie în conformitate cu acordul de producție OPEC+. Decizia nu a fost luată în consultare cu coaliția OPEC+, pe care o prezidează Moscova producătorii OPEC Plus nu trebuie de obicei să cadă de acord asupra politicii de producție, membri fiind obligați să-și respecte obiectivele. Dar grupul a permis anterior gesturi voluntare care onorează spiritul acordurilor de producție existente. În acest caz, declinul producției Rusiei s-ar baza pe decizia anterioară a OPEC Plus de a reduce producția cu 2 milioane de barili pe zi, convenit în octombrie anul trecut. Vladimir Zelensky le-a spus vineri ucrainilor că au obținut acorduri foarte importante și că a primit semnale bune în ceea ce privește noile opțiuni de apărare pe care le are Ucraina. El a recunoscut însă că în ceea ce privește avioanele de luptă mai este de lucru până le putea obține. În general, m-am întâlnit cu toți liderii unei europene, iar acum sarcina noastră comună este să luăm tot ceea ce am discutat și am convenit și să transformăm în rezultate concrete, în documente concrete și în noi linii de cooperare concrete, a punctat Volodime Zelensky. În unele privințe a fost o săptămână foarte grea, dar cu siguranță una foarte semnificativă. Azi a avut loc o nouă reuniune a statului major. Situația de pe linia frontului a fost examinată în detaliu, în special în regiunea Donetsk, Bakhmut și în alte puncte fierbinți. Sunt zone dificile, la ședința statului major am analizat situația cu aprovizionarea arme, situația generală cu apărarea statului, a spus președintele ucrainian. El a anunțat că Kievul se pregătește deja pentru o nouă reuniune în format Ramstein, un grup de contact în materie de apărare al țelor care ajută Ucraina. A vorbit despre aceasta, despre noile opțiuni de apărare pe care ar trebui să le deschidem pentru Ucraina împreună cu partenerii noștri, a spus Zelensky. De asemenea, senatoarea Diana Șoșoacă a fost prezentă la o recepție găzduită de ambasada Rusiei la București cu ocazia zilei diplomatului rus. Nu s-a jenat să se afișeze și să lase fotografiată alături de oficialii ruși. Fotografiile au fost făcute publice pe pagina de Facebook ambasadei Rusiei în România. Recepția a avut loc în 9 februarie, potrivit informațiilor care însoțesc imaginele. Gaz evenimentului a fost ambasadorul Valerii Cuzmin. În cadrul recepției a fost prezentată o dare de seamă privind așa zisă operațiile militare speciale a Rusiei în Ucraina, și a fost organizată o expoziție de fotografii din Donbass, baza și Herson. Totodată au fost prezentate și imagini dedicate aniversării a 210 ani de la victoria în Războiul Patriotic. De asemenea, cu ocazia unui briefing organizat cu o zi înainte de recepție, Cuzmin a lăudat rezultatele anului diplomatic trecut și a vorbit despre starea relațiilor bilaterale ruso-române în diverse domenii. Potrivit informării ambasadei Rusiei, la recepție au fost prezenți reprezentanții ai corpului diplomatic ai Parlamentului României, ai mai multor agenții guvernamentale, medii de afaceri, mass media, ONG-uri, oameni de știință și de cultură, precum și compatrioți. Cam da, a fost, dragii mei, și acest material. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă împărtășiți și voi opile în secțiunea de comentarii de mai jos. Vă doresc mult succes și multă sănătate!